În online, influencerii împărtășesc experiențele lor cu milioane de urmăritori, iar mulți oameni le cer sfaturile. Mimi, prima influenceriță care a atins 1 milion de fani pe Instagram, are astăzi o recomandare. Bună, Mimi! Bună! Despre ce întâmplare vrei să ne povestești? Nu știu dacă știți, eu în fiecare dimineață fac recomandarea zilei la mine pe Instagram și zilele trecute am vorbit puțin despre alimentație și despre cum îmi doresc să mănânc mai sănătos, pentru că am avut probleme cu stomacul în ultimul timp și foarte mulți oameni mi-au spus că se regăsesc și că și ei au aceste probleme cu reflux gastric sau aciditate foarte mare la stomac, și atunci am încercat să le dau câteva variante de mic dejun mai sănătoase. Dar înainte să le dai variantele astea de mic dejun, spune-ne cum ai ajuns în această situație, că ești tânăr, adică ce greșeli ai făcut? Când eram la colegiu în UK, nu prea aveam eu chef de mâncare, așa că înlocuiam primele două mese ale zilei cu două cafele. Și mi-am cam distrus stomacul, așa, pentru că până la ora 6 seara eu nu mâncam deloc și sunt și foarte slăbuță, am 40 de kilograme. Și atunci m-am îmbolnăvit de stomac și un an de zile am mâncat doar orez și pui. Deci tu spui că e foarte important să avem grijă de cele trei mese principale ale zilei? Cred că fiecare om e diferit, adică sunt unii oameni care pot să mănânce și o dată pe zi se simtă bine, dar eu personal, pentru că sunt și anemică și am și aciditate la stomac, trebuie neapărat să mănânc o dată la 4 ore ca să mă simt bine. Am înțeles. Și cum ai rezolvat această problemă? Ai ținut dieta aceea timp de un an, da? Da, și iar acum, acum cum întreții, da? Încerc să evit mâncărurile care îmi creează aciditate la stomac și tot ce înseamnă ulei sau lucruri care nu sunt atât de sănătoase. Și sunt foarte atentă la ingredientele pe care le au, alimentele pe care le consum, și nu consum toate tâmpenile. Am înțeles. Dar simți că tinerii care te urmăresc apreciază genul ăsta de postări sau le preferă pe cele mai de cancan, mai de fashion, mai de lifestyle? Sunt convinsă că toată lumea apreciază mai mult posterile de tip cancan decât acest tip de posteri. Dar totuși îți dorești să faci un fel de educație, nu? Sau ce intenționezi să faci cu această rubrică? Îmi doresc să ajut oamenii care mă urmăresc, așa cum pot. Și primești feedback? Da, vă spuneam mai devreme că mi-au scris foarte mulți oameni că se regăsesc și că au și ei aceeași problemă și mi-au povestit despre tot felul de diete pe care le țin din cauza problemelor lor de sănătate și chiar am vorbit cu ei în mesaje despre asta. Bravo! E frumos ce faci, e frumos ce faci, da? Să mai și educăm cât corect, putem. Corect. Mulțumim tare, mulțumim mult, ai grijă de tine! Și eu vă mulțumesc! Să ne revedem cu bine!